Conferință de presă aseară la Clubul Astra înaintea meciului echipei cu englezii de la West Ham United. Antrenorul Marius Șumudic a venit în fața jurnaliștilor însoțit de Gabriel Enache și a afirmat că dacă West Ham ne elimină, nu ar fi o surpriză. Marea surpriză ar fi ca Astra să elimine pe West Ham. Ne așteaptă o partidă extraordinar de grea. Eu de când s-au terminat cele 90-94 sau nici nu știu cât au fost cu prelungiri cu tot minutele în prima partidă, le-am transmis elevilor mei că încă n-am făcut nimic, n-am realizat nimic. E adevărat că o prestație foarte bună, în special în a doua repriză, dar știți și dumneavoastră foarte bine că regulamentul ai șansa celui de-al doilea joc când se poate întâmpla orice. Deci dumneavoastră și ieri m-am uitat, Ajax este eliminată după un 2-2 în deplasare la Rapid Viena, deci se pot întâmpla foarte multe lucruri și foarte multe surprize. Bine, n-ar fi o surpriză dacă West Ham i-ar scoate pe Astra. Deci ar fi o surpriză dacă Astra i-ar scoate pe West Ham, din punctul meu de vedere. Și mâine ne așteaptă un meci, revin, extraordinar de greu. Un meci în care trebuie să dăm peste 100% dacă vrem să avem șanse să trecem mai departe, indiferent ce formație va alinia West Ham mâine. Gabriel Enache a fost ales de antrenorul Șumudică să vorbească jurnaliștilor despre întâlnirea cu englezii. Enache a vorbit și despre atmosfera din vestiar. Bună seara, cum a zis și mister, ne așteaptă un meci foarte greu. O echipă foarte puternică, cu jucătorii cu foarte mare experiență. Și au dovedit-o, eu zic, în meciul tur. Noi sperăm să facem față, am uitat meciul cu viitorul, a venit meciul acesta și trebuie să fim foarte concentrați. Trebuie să vedem, să zic, în prima repriză la ei ce greșeli am făcut și să nu le mai facem mâine seară. Este o atmosferă bună, eu zic, în vestiar. Am format un grup bun, să zic, de la începutul campionatului. Noi ne-am mobilizat foarte bine și suntem foarte, foarte mobilizați pentru meciul de mâine seară. Avem, să zic, gânduri să terminăm meciul pozitiv, cum a spus și mister, să nu mergem la egal sau să zic să luăm, Doamne ferește, vreun gol. Noi trebuie să facem jocul nostru, trebuie să jucăm, să zic, ce am jucat și la Londra în repriza a doua, foarte, foarte agresiv și să nu le dăm spațiu de deloc, pentru că sunt jucători foarte puternici, mai ales unul contra unul. Antrenorul Marius Șumudic a fost întrebat de către ziariști dacă meciul cu West Ham este cel mai important din cariera sa de antrenor. Da, este cel mai important alături de, am mai avut în Champions League cu Fener și în Europa League cu Inter Milano. Așa, ca importanță europeană este foarte, foarte, foarte important. Și la Fener am reușit un 1-1 în deplasare. Din păcate, în retur, n-am reușit să ne calificăm. Sper ca mâine să putem face acest lucru și să nu conteze doar, să zic așa, să rămân în cariera mea doar cu rezultate bune în deplasare în cupele europene. Sper că și acasă să fie un rezultat mâine pozitiv care să ne dea șansa de a vineri, de a viziona tragerea la sorți pentru următorul tur. Vă repet, foarte greu, dar eu sunt încrezător și am încredere în jucătorii mei că putem face acest lucru.